Strada Green din comuna Dâmbovițeană Brănești este drumul care face legătura dintre localitate și orașul Pucioasa, acolo unde o renumită fabrică care confecționează materiale textile își desfășoară activitatea. Pentru a facilita accesul în zonă celor peste 1000 de muncitori ai societății, dar și pentru a se bucura de drumuri fără gropi sau de nivelări, edilul Ion Preda a demarat mai multe proiecte de asfaltare. Am considerat că trebuie să venim în sprijinul acestei societăți prin covor asfaltic pe strada Green, care este în lungime de 1,4 km, pentru a asigura și a facilita transportul de marfă de la această societate la alte societăți din țară. S-a executat covorul asfaltic, în acest moment se execută șanțurile de pământ curățate pentru a nu împiedica scurgerea apelor pluviale și a facilita scurgerea acestora pentru a ne feri de inundații. Dar acesta nu este singurul proiect de asfaltare care se va derula în comuna Brănești. Avem un alt proiect, modernizare drumuri locale în comuna Brănești. Este o prin modernizare prin asfaltare pe o lungime de 4,073 km, în asociere cu Consiliul Județean, 50% Consiliul Local, 50% Consiliul Județean. Este o lucrare de asemenea în plină desfășurare. Este undeva la 44% executat până în momentul de față, urmând să executăm în continuare restul modernizare prin asfaltare și șanțuri de pământ. Când o să avem banii necesari în bugetul local, o să continuăm cu dalarea acestor șanțuri din beton pentru a fi o lucrare în toată regulă. Modernizarea comunei Dâmbovițene Brănești continuă.